îndeplinească. Dacă nu e fina lui Liviu Dragnea, sigur trebuie să aibă buletin de Teleorman. Invitații mei din această seară, Robert Turcescu, deputat PMP. Bună seara! Domnul Răzvan Orășanu, președintele Asociației Ține de Noi. Bună seara! Bună seara, mulțumesc și pentru invitație! Mihai Neamțu, scriitor. Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Scriitor, am și aici, v-am prezentat în calitatea asta, am aici, o să o prezentăm un pic mai târziu, cartea Fenomenul Trump și America Profundă de Mihai Neamțu, care tocmai a fost lansată în Statele Unite pentru românii din diaspora. Urmează să fie lansată și în România această carte, în apropierea zilei de 4 iulie, și o să vă facem o surpriză împreună cu ziarul România Liberă și cu domnul Mihail Neamțu. Haideți să vedem, apropo de România Liberă, să discutăm puțin despre un prefect despre care ați mai auzit zilele astea, Obeizadea, așa a fost numit, prefectul de Vaslui, Eduard Andrei Popica, un om fără nicio experiență relevantă în administrație publică, a cărui calitate importantă este că este ginerele regelui asfaltului din Vaslui. Domnul acesta a fost numit recent prefect de Vaslui. Colegii mei de la România Liberă au descoperit că a fost condamnat penal în 2012 pentru un accident de circulație, dar de asemenea că este martor în dosarul unui traficant de droguri. O să vă dăm imediat mai multe amănunte, dar aș vrea să vedem imaginile care sunt, aș zice, extrem de semnificative cu acest tânăr devenit peste noapte din membru PSD prefect de Vaslui. Deci cam astea sunt imaginile de fotomodel ale prefectului de Vaslui, domnul Eduard Andrei Popica. În decembrie 2012 a fost condamnat definitiv la o amendă penală de 7.000 de lei pentru vătămare corporală din culpă, pedeapsa fiind ștearsă din cazier după 3 ani, adică în 2015, deci nu are cazier, dar a primit o amendă penală pentru un accident rutier. Ce e interesant, a aflat jurnalistul Sorin Semeniuc, este că actualul prefect Popica este un client al poliției rutiere. Circulă cu viteze uriașe pe drumurile patriei, a fost prins cu 137 de km la oră într-o zonă de 70 de km limită de viteză, cu peste 100 de km la oră în localitate. Soția lui, fiica regelui asfaltului din Vaslui, a fost prinsă de asemenea cu viteze foarte mari, 170 de km la oră. Interesant este că domnul Popica este martor într-un dosar instrumentat de procurori unui traficant de droguri, un om acuzat de trafic de droguri. Este chiar un jandarm vazluian care a fost trimis în judecată în 2014 pentru trafic de droguri. Alături de alt bărbat ar fi virat 2000 de dolari în contul unui costarican care a trimis droguri în România prin poștă. Și domnul prefect, actualul prefect, apare ca martor. N-am înțeles. Au de mai unde... fost și alții, da. Dacă țineți minte. Dacă ne uităm în CV-ul domnului Popica, devenit peste noapte prefect la Vaslui, vedem că el a fost consilier juridic la Consiliul Județean. În 2014 a fost director al Cancelariei Prefectului, funcție deținută până în februarie 2016, când a revenit la Consiliul Județean, a fost ales consilier județean. Tot din 2016 este căsătorit cu Mirabela, fiica lui Emil Savin, poreclit farmazon, dar și regele asfaltatorilor, pentru că este proprietarul societății Transmir, cea mai mare firmă de reparații și amenajări de drumuri din județul Vaslui, cu multe contracte primite de la autoritățile locale, contracte în valoare de zeci de milioane de euro. De asemenea, Popica și soția lui au botezat-o pe nepoata lui Dumitru Buzatu, celebru șef al Consiliului Județean și al PSD Vaslui, baron local, la nunta domnului Popica, care a fost o nuntă
evident, în total contrast cu sărăcia din județul Vaslui, a cântat și Adi Minune. I-am pus o muzică așa mai potrivită pentru felul în care arată domnul prefect. Habar n-am care sunt competențele lui, dar aș vrea să vă întreb pe voi cum vi se pare grila asta după care sunt selectați prefecții. Adică, chiar ce credeți că îl recomandă? Joci acum, nu? Adică suntem la televizor și da, e momentul în care trebuie să jucăm. Surprinderea, uimirea, voi. Nu-s deloc surprins. Asta e grila pe care o folosește PSD-ul de 30 de ani în România, de 28 de ani în România, da? Asta este grila. Grila fesenistă, grila pedeseristă, grila pesederistă, grila pesedistă, asta este, da? Ce e singurul? N-am mai avut figuri de genul ăsta? Păi și când vine vorba de candidați la primărie sau oameni, chiar și candidați în Parlament. Am văzut ce poate să producă PSD. Pe mine nu mă miră absolut deloc. Cu atât mai mult cu cât pare să fie o foarte mare foame de bani în momentul de față. Și când vine foamea asta de bani, în politică mai ales, oamenii, mai ales că DNA-ul o pândește la colț, nu se știe ce să aibă, caută la un moment dat niște băieți care au ceva finanțe, care au cheag, să zicem așa. Băieții ăștia cotizează la partid, da? Dau acolo ce trebuie una alta, după care cer și ei o funcție. Ce să-i dea mama funcție? Mama Dragnea, ce să-i dea? Da funcție băiatului ăsta la Vaslui. Dă-i mama o funcție de prefect, nu-i așa? Păi da, e bună funcția de prefect. Rămâi după ce nu mai ești prefect la dispoziția guvernului, ai acolo, ești un alt funcționar public, te mai cheamă, poate mai prinzi o funcție de prefect peste 4 ani de zile. Asta e metoda, dacă vrei. De personaje de genul ăsta, să știi că România este plină în momentul de față. Deci noi vedem, bun, e frumos că l-ați descoperit pe băiatul ăsta, dar uită-te la ce vrei. La ministreasa de la interne care se pregătește să devină prim-ministru, înțeleg, sau are șanse, sau e în cărți, sau se discută despre ea. Da? Ăștia sunt oamenii cu care defilează Liviu Dragnea în momentul de față. Noroc că zilele guvernului păstorit de Dragnea sunt numărate. Dar ce mi se pare interesant, m-am uitat de curiozitate în declarația de avere a domnului Popica, repet, ginerele unui om foarte bogat, evident din bani de la stat, că treaba asta cu firmele de asfaltare care ajung conectate la puterea politică e cunoscută. Domnul Popica, Eduard Andrei, conform declarației de avere, țineți-vă bine, n-are nimic. Are tata, mă. Dom'le, n-are nimic. Are tata. Pe scurt, terenuri bară, clădiri bară, da? Bunuri înstrăinate de peste 5.000 de euro bară, bunuri mobile de peste 3.000 de euro bară, active financiare bară, niciun leu în cont, nici măcar un card în care să aibă 3 lei. Dom'le, n-are nimic, n-are niciun card înseamnă, la bancă. Plasamente, investiții, nimic, da? Dar ce a făcut el la viața lui? Are noroc. Datorii zero, evident, bară și aici. Dar ce a făcut el la viața lui? Dom'le, că nu scrie nimic, spune prefectura Vaslui, director cancelarie, 43.000 de lei într-un an, dar n-are nimic. Dacă vă uitați însă în pozele astea, care nu se văd foarte bine, că ar trebui să dăm niște zoomuri, are ceasuri de mii de euro, da. În presa vasluiană se scrie că își face vacanțele numai la Saint-Tropez, numai unde trebuie, da, pe la Nisa, pe acolo, dar omul are ceasuri de mii de euro. Eu întreb, nu și le declară în declarația de avere? Că nu sunt ceasuri de alea de plastic luate din obor. Le împrumut. A, împrumută ceasurile de la tata, de la tata socru. De la tata socru. Dar acum vorbim serios, pentru că sigur că ne putem și amuza, dar vazluienii cred că nu se amuză în timp ce se uită la noi și văd cine e prefect și cine ar trebui să respecte, să vegheze la respectarea legalității în județul Vaslui. Domnule Oroșanu, ați fost înalt funcționar public. E foarte important. Cum poți să ajungă astfel de oameni, prefecți? E o rețetă patentată. Hai să ne gândim numai la șeful de cabinet al lui Năstase, Truica. Între două retrocedări cercetate de DNA, domnul Truica, vă amintiți un celebru editorial al lui Cristian Dorpovescu, Garnitură de porc se numea, făcea mare zaiafet și îi cânta ludic așa la ureche Patricia Cas, adusă cu avionul, a și scris despre chestiunea asta în cartea ei, nu? Și în vremea aia nu erau manele, era domnul Truica, extrem de bogatul șef de cabinet al lui Adrian Năstase, iarăși așa, înainte nu era nimic, și după era brusc proprietar de păduri, cercetat de DNA, cu nu știu câte retrocedări, cu combinații, cu tot ce vreți, da? Deci,
Asta a fost formula veche, acum să zic 12 ani sau 15 ani. Acum a venit o nouă generație, măcar în vremea aia erau niște rocotile politice din astea cu obrazul ca talpa, niște băieți de vreo 50 de ani, dar ăștia s-au retras între timp, au făcut bani, nu-i mai supără nimic și ce-au gândit? Dom'le, suntem un grup în județul X, hai să punem pe un tânăr la înaintare, că nu mai trebuie să ne punem noi pielea saramură, hai să-l băgăm pe ăsta. Și dacă pică mâine că a făcut nu știu care asfaltare, îl ia DNA-ul și așa, asta e. A picat unul, de care n-a auzit nimeni. Dar evident că în spate e un mecanism care e știut. Asfaltatorul, legat de contractele cu Consiliul Județean, cu primăriile, bani încasați cu toptanul, drumuri găurite, că prin Vaslui drumurile, deci în zona aia nu sunt grozave, da? Și banii evident sifonați, după care o mică parte din ei se întorc la partid. Hai să le mai dăm o informație oamenilor. Societatea comercială Transmir SRL Zorleni, fica lui Emil Savin, care este socru domnului prefect, proaspăt prefect de Vaslui, este acuzată de DNA că a fraudat fonduri europene alocate pentru reabilitarea și modernizarea drumurilor din județul Vaslui. Procurorii DNA au stabilit un prejudiciu la peste 1 milion de lei, fiind instituite sechestre pe bunurile Transmir. N-a fost trimis în judecată însă socrul domnului prefect, a fost trimis în judecată directorul tehnic al societății, pus sub acuzare, Adrian Plăcintă, așa se numește. Firma asta... Eu zic că se numește Acar Păune, da. Nu Adrian Plăcintă. Așa, deci da. Suma este, prejudiciul este calculat la 1 milion și ceva de lei, bani sifonați din fonduri europene. Mi se pare interesant. Deci nu e un asfaltator, cum nu cred că sunt prea mulți în România, fără pată și prihană, sigur, cu excepția Teldrum, care n-are niciun dosar penal deocamdată, fiindcă la Teleorman toate asfaltările sunt în regulă, nu se fură și știm în general că este județul cel mai cinstit din România. Vă rog, domnule Neamț. Ce ar fi de spus? Noastră ne ilustrați doar un tip de boală a societății românești care s-ar rezuma la răsturnarea valorilor și la acest raport straniu între centru și periferie. De fapt, un triumf al șmecheriei și o prezență sau omniprezență agresivă a omului de mahala. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar odinioară domnii făceau politică în România. E greu să nu te gândești la un Fănică Tipătescu ca la un personaj aristocratic. Adică în lumea lui Caragiale, Tipătescu era un om bine. Era prefectul județului, avea discurs, avea o discreție în aventurile sale amoroase, care nu se poate compara cu ceea ce vedem aici. Din păcate însă, ceea ce se întâmplă în România în ultimii 27 de ani are de-a face și cu un soi de sastiseală, cu un soi de lehamite pe care societatea civilă a resimțit-o. Eu văd oameni de mare calitate care spun: nu mă interesează politica, nu vreau să intru, îmi pare rău ce ai făcut, te-ai băgat și tu, hai să fim serioși, lasă-i pe alții. Din această atitudine, cred, rezultă un vid, un spațiu care se ocupă imediat. Natura are oroare de vid și în politică lucrul ăsta se dovedește. Atunci când oamenii de calitate se retrag pentru o carieră profesională mai bine plătită în mediul privat, iată că vin reprezentanții guvernului în Vaslui în forma în care arată astăzi, o formă mult mai degradată chiar și față de, vine să spun, regimul Ceaușescu. Nicu Ceaușescu la Sibiu nu făcea atâtea lucruri pe care le face acest tovarăș. Eu nu pot să înțeleg, Mihai Neamțu, însă ce le trebuie, domnule? De ce să duc în aceste funcții publice? Neavând nicio legătură cu funcția publică în sine. Și nicio nevoie de bani. Pentru că nu, am înțeles, sigur că pot. Se poate orice, și în țara asta și peste tot. Mai ales dacă tata este potent financiar și are relații și nu știu ce și una alta și a servit pe unul sau pe altul. Banii au destui. Asta e ideea. Deci, domnule, dar ce ți ajute la nu știu cât are domnul respectiv? Probabil vreo 30 de ani acolo, nu? 30 și ceva, da? Da, da. Da. Acolo pe undeva trebuie să fie, da? Bun. Ce-l mână, ca să zicem așa? 33 de ani are. 33 de ani. Deci la 33 de ani, când tu probabil că l-ai ajutat pe tata la firmă, că nu-mi dau seama dacă a făcut, nu știu, CV-ul lui, dar pare așa, genul de om care zice: ce ai făcut? Am lucrat cu tata la firma, cu socrul la firma de asfaltări, cu tata la firma lui sau nu știu ce. Deci la ce trebuie să te cocoți
prefect la un moment dat, când tu vii de nicăieri în zona asta administrației. E că ai fi fost un ins care, zici, domnule, a fost tata prefect, am urmat și eu o școală în care m-am specializat în administrație publică, am avut experiența administrației publice, am fost consilier local, m-am implicat după ce am devenit consilier județean, acum e firesc să urc în funcția de prefect și intenționez să devin ministru, că asta visez, asta e parcursul meu profesional pe care mi-l doresc, dar să te cocoți prefect pentru că poți sau pentru că te ajută socul, tata, relațiile, conjunctura. Ce? Pentru ce? Aici, Robert Turcescu, mă provoci să facem o incursiune în psihologia imposturii. E complicat pentru că presupunem undeva că există în mintea acestui personaj un soi de reflex de adecvare la realitate. Adică tu, într-un fel, descoperi care e realitatea despre tine, despre ce e în jurul tău și atunci ai o sfială când vine vorba de saltul ăsta agresiv către un vârf al piramidei. E, chestiunea asta nu există pentru ei. Sentimentul ăsta că o realitate îți este ție improprie, e prea departe de ceea ce ești tu, acest sentiment nu există. Și de ce spun asta? Pentru că l-am văzut în spațiu academic. Ce-i trebuia domnului Tobă doctorat? Corect. Vă întreb. Da. Ce-i trebuia, lui, Tobă, ce-i trebuia lui Ponta un doctorat? Când știa foarte bine că Ponta nu e prost. La Col de ce-i trebuia doctorat? Da. Lui Chioveși ce-i trebuia doctorat? Prinde mai bine hoții doamna Chioveși și dacă are doctorat, prindea mai bine șpionii domnul Coldea care avea doctorat. Dom'le, în România, eu știu la Buzău, la mine era unul care a devenit după 3 cărți scrise, membru al Uniunii Scriitorilor. Și a doua zi și a pus pe ușă, nu dau nume, un scriitor obscur din Buzău. N-ați auzit în viața voastră de el. Și a pus a doua zi plăcuța aia de pe ușă metalică cum era și scria numărul apartamentului și a spus Gigel, scriitor, dom'le. Dacă, asta e la români, să ne punem în piept, că suntem doctor, scriitori, doctor, docent, dar pentru ce ne trebuie? Înțeleg dacă lucrezi în universitate să fii doctor, poți să înțeleg asta, ai nevoie să fii doctor, sau într-un institut de cercetare, sau ai făcut ceva academic în viața ta, dar nu prinzi mai bine hoț sau șpion dacă ești doctor, cinstit acum. Eu cred că premisa întrebării nu e una corectă și spun de ce. Pentru că pornește de la ideea că este un om și el gândește pentru sine, este un individ, se manifestă ca atare. Corect. Ori aici vorbim de clanuri. Deci omul ăsta nu e singur. El are un tată, un ginere, un socru, un prieten care este la firma de asfaltare, un director și așa mai departe. Deci ei genul ăsta de decizii le iau la nunți, la botezuri, la întâlniri de familie. Nu o să stea vreodată domnul ăsta să-și pune el așa, să uită la stele, se uită în oglindă, își analizează trecutul și după aia face un salt mortal către funcția de prefect. Nu o să vedeți lucrul ăsta. Uneori, domnul Roșanu, cred că nu depinde nici de ei, deși la întâlnirile astea de care vorbim, da, la un moment dat se zice, domne, dar nu vrei și tu ceva? Ai un om, vrei să ți-l punem undeva? Și la un moment dat ginerile zice, socru zice, eram pe ginerii meu, acum e într-o pauză, nu face nimic. De multe ori îl facem prefect, domne, e bine? Da, domne, prefect, perfect, da, foarte de bine. De multe ori e mai rău. E la modul, domne, trebuie să punem pe cineva prefect de la noi. Da? Adică da, din grupul nostru, din clanul nostru, cineva în care citat din familie. Încredere. Din familie. Da? Deci tipul ăsta de încredere este o chestie strict legată de familie, de un clan care împarte funcții, putere, bani, contracte, fotomodele, vacanțe la Nisa sau la Saint-Tropez. Da? Deci e un cerc. Da. Și există și varianta lui la Vaslui, și o vedem aici, există și varianta lui la București și v-am vorbit de Truică, dar sunt și alții. Da, da. Aș face o foarte scurtă observație. Discutăm aici despre funcții și distribuirea lor. Poate că este și o patologie a statului ăstuia lăbărțat. Adică suntem aici oameni care se revendică de la dreapta. Prea multe funcții, domnule. Avem prea multe funcții care trebuie saturate de nulități. Ar trebui să restrângem un pic statul ăsta, să vedem ce e musai și ce nu e musai, fiindcă, sincer, funcția prefectului în secolul 21, eu nu mai văd. Poate e nevoie, o să-mi explicați că o fi mare nevoie, dar am impresia că legătura între guvern și teritoriu se poate face astăzi și altfel. Nu e numai atât, Mihai Neamțu, că dacă facă ea o tâmpenie de la consilierii județeni, să spunem, și o să apere legalitatea... Ca ideea, facă ea o tâmpenie, mai e prefectul care se opune, contestă, acord, să mai întâmplă niște lucruri. Dar deci principiul pe care l-am evocat, anume că la un moment dat ai un soi de dilatare, gonflare a statului administrativ birocratic, care după aceea atrage după sine
această prezență a nulităților în aparatul de stat, această idee cred că poate fi justificată. Sunt de acord. Poate nu funcția de prefect, dar sunt de acord cu ideea generală, Mihail Neamțu. Prea multe funcții în România, vă spun, după părerea mea, și prea mulți parlamentari. 300 din parlamentarii de astăzi sunt niște nulități absolute. Profesional, nu-i știe nimeni, nu ies la televizor, nu fac nimic. Da, dorm în Parlament pentru că i-au trimis găștile acolo. Uite, aici vă dau dreptate, domnule Orășan. Da, i-au trimis găștile, dar îmi pare rău să o spun și poate se vor supăra unii telespectatori. Dar oamenii aceia din Parlament sunt reprezentativi pentru modul în care arată societatea românească. De acord. Da? De acord, deci, de acord. Echivalentul, sunt convins că există de la Vaslui un echivalent parlamentar al acestui domn. Sau din alte județe. Și nu neapărat ne apucăm acum să facem... Fac o surpriză. Avem un echivalent mai sus. Doamna care l-a numit pe domnul acesta, dă imagini, pe domnișorul acesta, că e june, mi se pare mult prea june mental, aș zice, și după cum arată, adică să te duci la sală și să faci așa, mai are puțin să facă niște poze de alea de culturist, așa, domnul ăsta. Domnul ăsta a fost numit de doamna Carmen Dan. O știți pe doamna Carmen Dan? O celebră intelectuală care ocupă postul de ministru de interne și care în acest moment este propusă, e la Bursa Zvonurilor, ca viitor premier al României. Singura calitate relevantă a doamnei Dan, fostă secretară și recepționeră la o bancă, este că este din Teleorman. Doamna Carmen Dan a făcut facultatea la vreo 12 ani după ce a terminat liceul și vorba prietenei și colegei noastre, Georgeta Condur de la Iași, am ajuns de la Mihail Cogălnicianu, Petre Carp, Ion Cebrătianu, Titu Maiorescu, Tache Ionescu, Iuliu Maniu, Nicolae Iorga, Ighe Duca, Octavian Goga și Arman Călinescu la Carmen Dan. Cam ăsta e nivelul, domnule, la care am ajuns. Carmen Dan, de la secretara din Teleorman la viitorul premier al României. Atenție, pe lista scurtă mai sunt și alte femei. Următoarea femeie pe lista scurtă la Bursa Zvonurilor în PSD e doamna Viorica Dăncilă. E chiar vecină de bloc cu Carmen Dan, în Roșiorii de Vede. Dar știți de ce e și ea pe lista scurtă? Că și ea are o calitate, e tot din Teleorman. Cum Sevil și Aidec avea o calitate, era finalul Dragnea. Deci dacă nu ești parte din grupul ăsta, nu poți să ajungi premierul României, ministru de interne, prefect la Vaslui. Trebuie să fii insider în grupul de inițiați. Trebuie să luăm o pauză de publicitate. 30 de secunde. Vă rog. O scurtă anecdotă. Când intri în Palatul Victoria, toți ăștia pe care dumneavoastră i-ați menționat, premierii României, sunt pe pereți, toți. Poze. Și ca să intri în Victoria, toți oamenii ăștia trebuie să treacă pe lângă poze. Eu aș vrea să există o filmare undeva, nu cred că există, dar ar fi extraordinar să vedem cum se raportează trecând pe lângă pozele respective. Se opresc, se mai uită, se întreabă, au vreo tresărire de vreun fel. E foarte interesant. Deci, da. Trebuie să luăm o pauză de publicitate. Vă spun după acum, o să vă arătăm unul din puținele ziare libere din Teleorman, un site, Liber în Teleorman, chiar așa se numește. Ne dezvăluie care e legătura mai veche dintre Carmen Dan și Liviu Dragnea. Au împărțit același apartament. Revenim în câteva minute.